Bună seara, domnilor și domnilor! Discutăm în această seară despre cele mai importante fenomene astrale ale lunii septembrie și în ce fel ne vor afecta acestea. Eclipsa parțială de soare și cea totală de lună vor genera schimbări majore, iar pericolele nu ne vor ocoli, din contră se anunță vremuri tensionate. Totodată aflați și horoscopul detaliat pentru fiecare zodie în parte pentru luna septembrie. Ispitele și avertizările le aflați în a doua parte a emisiunii, însă pentru început îi spun bună seara doamnei Mariana Cojocar. Așadar, două evenimente importante în această lună septembrie, eclipsa totală de lună, dar și cea parțială de soare. De soare, de pe 13 septembrie și cealaltă de pe 28 septembrie, două aspecte care dau mare greutate lunii septembrie și nu sunt unicele, pentru că mai avem încă trei aspecte la fel de importante. Pe data de 6 septembrie, Venus își va relua mersul direct în zodia leului, semn că vom fi cu toții mult mai sensibili, mai altruiști, mai iubăreți. Pe urmă mai avem un Mercur retrograd, iată că revine Mercur retrograd, deja este folclor când intră așa Mercur retrograd, toată lumea intră în panică, deși el nu face foarte multe rele, mai mult își bagă codița și face tot felul de șicane. Pe data de 18 septembrie va fi de data aceasta și cel de-al treilea aspect, tot pe 18 septembrie, când Saturn va intra din nou în zodia Săgetătorului. Vă spuneam că s-a reîntors, a fost retrograd, a revenit în zodia Scorpionului, ca să-l atenționeze pe acesta care are de rezolvat chestiuni rămase așa, oarecum în